Bună, eu sunt Mihaela Marinescu și reprezint Colorat by Mihaela Marinescu. Recondiționez și reinterpretez mobilier vechi. Pentru cei care sunteți prima dată pe acest canal, nu uitați să dați un share și un subscribe. Azi vă prezentăm piesa noastră Havana de Cuba. De ce Havana de Cuba? Simplu, plajă. Cam așa văd eu Cuba, un televizor din acela vechi de lămpi cu colțurile rotunde și o mașină veche. Sper ca peste un an, doi, să ajung și eu acolo, dar vedem. Până atunci mai facem câte o piesă să ne aducă aminte de locurile unde dorim să ajungem. Am găsit această piesă într-un depozit de mobilier second hand. Mi-o doream de mult. Aveam nevoie de o piesă dreaptă. Minunat că a fost și dealer masiv, sertare drepte. Foarte căpătoare. Feroneria este un picuț cam ciudățică, dar are un mare bonus. Nu miroase. Găsești mașina? Și să vă facem cunoștință cu piesa noastră de azi. O comodă, lemn de brad, frumos, frumos lovit de soartă puțin. Intenționăm să-i facem ceva un picuț special. Nu am lucrat așa ceva până acum, am testat, dar cred că ne descurcăm. Dacă am făcut testele înainte, o să ne descurcăm puțin el. Onorabil, zicem noi, dar acum vedem. Problemele sunt următoarele. Feroneria un pic descompletată, de mare clasă și bun gust pus în partea de jos. E adevărat că fiecare până la urmă pune ce își permite, ceea ce are în casă. Noi o să o schimbăm. Cred că o să scoatem și, având la un moment dat ea a avut o încuietoare aici în mijloc, o să o înlocuim, o scoatem, îi punem adaos de lemn. Va trebui să-i frezăm puțin el blatul, este un picuț prea agresiv pentru ceea ce vrem noi. Și acum să trecem un picuț la treabă și să vă arătăm cele mai mari defecte. Cea mai mare problemă o avem la picior. O bucățică ruptă, din punctul meu de vedere a fost tăiată, nu este ruptă. O să-i punem un adaus, o plombă de lemn, cum spunem noi, și va fi ca nou. Tare curioasă sunt să vă văd comentariile după reparațiile astea. A doua problemă, mai măricică, zicem noi, gaura de șoricei. Aici, la fel, o să-i punem o plombă de lemn, chituim puțin el, nivelăm, o să fie păcat. Feroneria, încercăm să dăm feroneria jos, primul pas. Feroneria, avem cuișoare și suntem norocoși că se scot un picuț mai ușor. De păstrat o să o păstrăm, pentru că ea e frumoasă, e descompletată, dar poate reușim să o folosim la altceva.
feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. A faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so in Chituim. Eu folosesc mănuși având în vedere că este un picuț mai puternic acest kit. Am decis să folosim și de această dată kitul de la Borma Waxpi Component. Dacă ați mai văzut filmulețele trecute, v-am explicat, nu se retrage și nu crapă după ce este aplicat, având în vedere că avem defecte un picuț mai mari. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. I found my way. In bad times, I know I'll be okay, cause I found my way. După ce am șlefuit aplicarea kit și curățarea piesei, aplicăm cele două straturi de primer. Din punctul meu de vedere,
absolut necesare. Am ales și acum vișlac. Și la partea cea mai frumoasă, motivul pentru care am căutat această piesă dreaptă este acest decupaj. Mint by Michel, mașina mea roșie, zace de ceva timp în atelier, dar mi-am dorit-o mult și foarte, foarte frumoasă. Cred că trebuie să vă arăt un picuț cu grijă. Eu cred că va arăta tare bine. Mașina mea roșie. Sunt tare mândră de ea. Să vedem cum reușim să o punem. Începem și partea cu montajul puținel. Și încercăm un blending, încercăm să o aplicăm. Nu știm la final cum o să arate, pentru că niciodată nu o să fie același lucru la final cu ceea ce avem în minte. Dar ne ajutăm de vopseluri și o scoatem la cap. Pentru aplicare, pentru montarea ei, noi am ales să lucrăm cu un adeziv de la Pentart. O pensulă care a fost un picuț mai muncită înainte și încercăm să montăm primul sertar, adică pornim cu ea, cu decupajul de jos, pentru a avea pierdere decât în partea de sus. Nu aș vrea să pierd absolut nimic din ea. Aplicăm adezivul și după aceea cerem ajutorul lui Marinescu puțin. Sub am aplicat un strat de vopsea pentru că cât mai aproape de culoarea decupajului, pentru ca fondul să nu îi strice nimic. V-am spus că mi-am dorit-o mult. Să vedem dacă funcționează. Nu văd ce nu ar funcționa. Da? Încercăm să tragem o limită, zic eu, vedem după aceea dacă este, mai completăm la final, dacă nu este suficient. Cred că ar trebui să încarc mai bine pensula, se pare. Și de retușuri ne ocupăm după aceea la final, dacă greșim ceva. Având în vedere că piesa încă nu este sigilată. Și poate mai greșim puțin. Cât timp se pot face retușuri, nu văd ce problemă am avea. Hai, mister mai. La mine.
Nu te ajută colțul. Și luăm o hârtie de copt. Nu facem prăjituri, dar încercăm să-l aplicăm cât mai drept. Și atunci avem nevoie de o hârtie de copt. A mea este deja secționată și fierul de călcat, fără abur. Și încercăm să lipim. Ok. De fapt, nu încercăm să lipim, încercăm să-l îndreptăm. Eu îl vreau cât mai drept. Perfect drept. Nu cred că o să-mi iese mie. Dar nici nu vreau. Și atunci piesa trebuie să fie cât mai aproape de ce-mi doresc eu. De felul în care am văzut-o eu și de cum vreau eu să fie. Start. Și se pare că la miez de noapte avem un pic cu schimbare de planuri. După ce am montat fabuloasa mașină, mie nu-mi place cum arată combinația de culori aleasă de mine. Și așa am ales să folosesc burgund. De ce burgundii? Pentru că în curând va fi scos. Se renunță la o culoare frumoasă. Din punctul meu de vedere ar trebui să se renunțe la alb, dar totul depinde de altcineva, nu de mine. Și am ales burgundii pentru că este una dintre primele mele culori cu care am vopsit. Și partea cea mai haioasă va trebui să vă obișnuiesc cu noi. Spune multe povești, dar sunt întâmplările noastre și chiar sunt frumoase. Când am vopsit o comodă mare, frumoasă, o combinație foarte, foarte frumoasă, verde interior și exterior burgundii, la început nu aveam cum să mă promovez foarte bine și am pus-o pe OLX la vânzare. Și m-a sunat cineva, o să vă spun că era în perioada alegerilor și peste tot se vorbea doar de politicieni, nu că am privit noi tare mult la televizor. Și mă sună o doamnă foarte drăguță. Nu vreau să fac abuz și să-i spun numele doamnei, nu i-am cerut acordul, având în vedere că vopsesc la miez de noapte, nu pot să-i cer acordul la ora asta. Și știți, mai este valabilă piesa? Da, este valabilă. Pe atunci ne livram singur piesele. O plăcere. Dar era frumos că vedeam reacția oamenilor. În fine, eu sar dintr-un antral. Și mai este valabil? Da. Pe noi ne interesează, dar suntem din București, locuim în X, la X adresă, știți, este o distanță undeva în afara Bucureștiului. Da, nu e nicio problemă, noi putem să vă aducem livram sâmbăta și duminica. Noi putem să vă aducem. Și, dar știți, pe mine mă cheamă un nume foarte frumos, dar nu vi-l spun.
promit că revin cu un update, dacă doamna îmi dă acordul să-i spun numele. Noi suntem, eu tot auzim toată ziua la televizor de politicieni ce am zis. Aia e politician. M-am făcut de râs. Deci m-am făcut de râs. Domnul era actor. Iar îmi plac. Sunt filme, face filme foarte frumoase. A făcut filme foarte frumoase. Și... A, mă iertați. După ce face Marinesca, logic, am închis telefonul și am căutat după aceea pe Google cine este. Mi-am sunat toată familia. I-am anunțat cui duc piesa, cred că o zi întreagă am stă decât în telefoane, să mă laud eu atunci. Și am dus piesa, am livrat piesa, bine, problemă mare, ce mă îmbrac, cum mă îmbrac. Am ajuns în bluș într-o cămașă albă, nu e că am reușit până la urmă să fac o ținută adecvată. Vai, dar să vezi câte poze o să fac, ce frumos o să fie, vai, să vezi cum fac cu ele, o să le pun pe pagină, nimic. Am uitat de emoții și telefoanele în mașină și eu și Marinescu. N-am făcut nicio poză. Iar în momentul în care a intrat domnul în casă, noi deja dusesem piesa în casă, o pusesem pe poziție și eu am hotărât să mai dau încă o mână de ceară. Era sigilată cu ceară. Și am hotărât să mai dau o mână de ceară. Eu atunci spusesem că piesa e mai frumoasă în realitate și cu toată lumea știe că piesele noastre sunt mai frumoase în realitate decât în pozele pe care le facem. Și aud vocea gravă a domnului. Ați avut dreptate. E mai frumoasă în realitate. Deci, eu știți ce am făcut în momentul respectiv. Am spus decât vă mulțumim, am băgat capul în pieză și am început să frec mai tare cu ceară. Și butonii. Să zicem că așa îi facem prima dată. După aceea, dacă le mai dăm un picuț de culoare, vedem la final. Momentan, așa trebuie să fie. Vedem când închidem piesa. Am un limbaj câteodată, închidem piesa, o mână, două mâini, trei mâini. Aplicăm ceara. Eu aplic o cârpă, burete, pensulă. Mi este mult mai ușor mie cu o cârpă. Și acum vedem culoarea piesei. Algo que no se ve y dicen que si te cae no te dejará ni comer. Oye, dicen que al que le tocó le tocó y son... Bună, eu sunt Mihaela Marinescu și Bună, vezi că nu ai ăla. Hai să verificăm dacă se aude șlefuitorul în acustică. Ia se aude? De pe la noi, nu? Am fundat linea acustică cu șlefuitorul.
Zgomote de fundal, nu? Ne-a costit că o omori?